Și este orașul cel mai aproape de locul unde m-am născut, așa că eu întotdeauna mă voi simți acasă aici la Cluj. Mulțumesc încă o dată mult de tot. Mulțumesc! Și mai îți mulțumim, ești un model autentic. Cred că aceste două cuvinte reunesc ceea ce ai reușit să convingi astăzi. Ești autentică prin tot ce faci. Simțim asta și ești un model pentru tinerii care sunt aici, pentru că ești într-adevăr o reușită deosebită și este o mândrie pentru noi. Acesta este un punct de start, de fapt, și domnul rector a ținut în mod deosebit să vină la această reuniune, vă rog să mă credeți. Din păcate a trebuit să plece la Viena, dar te invită și te invităm noi toți de aici, de la USAMV, într-o zi specială pentru noi, care va fi 3 iulie, sperăm, inaugurarea Institutului de Cercetări Horticole a Transilvaniei, care este un institut de notorietate pentru România și în care, cu ocazie cu care vom invita foarte multe personalități, pornind de la comisari europeni, Comisia Europeană, ambasadori, și ne-a face o deosebită plăcere ca în acest buchet deosebit să poți face o prezentare de vinuri românești ca să ne aducă încă o dată faima peste tot în Europa. Oricum, ținem legătura și pentru relația cu tinerii, cu programele noastre master, cu modulele la care te invităm cu drag să vii și să contribui la educarea tinerilor noștri. Îți mulțumim din suflet, Elena.